Bună ziua! Vă mulțumim că și astăzi sunteți împreună cu noi la această conferință de presă săptămânală Alianțe pentru Unirea Românilor, la care eu am să abordez astăzi două întrebări, două probleme. Una permanentă, una de bază și una de timp. Cea de bază este o adresare către doamne, femei. Dacă nu ar fi fost această sărbătoare inventată de marxiști, aveți să o inventeze neapărat bărbații. Pentru că în primăvară, odată cu mărțișorul, odată cu trezirea naturii, fiecare dintre noi simte altfel. Simte că începe ceva nou și acest nou este viață. Viață nouă pentru toți ne-o dă femeia. Anume ei, îi adresez cele mai calde și sincere felicitări. Și nu doar în această zi ar trebui să o facem, dar deoarece munca de zi cu zi ne lasă pentru o oră mai târziu, pentru o săptămână mai târziu, să-i spunem bunicii, mamei, surorii, fiicei, iubitei, te iubesc. Bărbatul rămâne cu o restanță neacoperită pe parcursul anului și încearcă astăzi să spună noi vă iubim mult, pentru că datorită vouă, femeilor, noi existăm. Datorită vouă, femeilor, noi rezistăm. Datorită vouă, femeilor, noi facem ceea ce facem pentru a fi mai frumos în jurul nostru și mai bine. Și deoarece Alianța pentru Unirea Românilor are unul din pilonii săi de bază familia, vreau să doresc tuturor o primăvară în suflet, o primăvară de succes, iar pentru cei care simt așa cum simte Alianța pentru Unirea Românilor, o primăvară și un an reușit. Trebuie să reușim, pentru că prea multe lucruri s-au scăpat în acest răstimp. În 33 de ani de suveranitate, independență, în 33 de ani de conducere permanentă a PNL-PSD, avem ce avem. Avem o țară care jumătate din populație a scos-o în afară, o țară furată, trădată. Din acest punct de vedere, Alianța pentru Unirea Românilor trebuie să aibă succes în acest an pentru a schimba țara, pentru a schimba Europa. Și în acest moment m-am oprit în a doua problemă asupra căreia vom vorbi astăzi, interdicția lui George Simion în Republica Moldova și declarațiile celor care astăzi se află la guvernare în Republica Moldova. După ce primul ministru declară într-o emisiune televizată că până ce doar George este interzis în Republica Moldova, este persoană indizerabilă, iar aurul încă nu, este o aluzie absolut transparentă la faptul că poate să fie indizerabil și în întregime Alianța pentru Unirea Românilor în Republica Moldova. Și mai nou, când președintele Parlamentului vorbește despre Alianța pentru Unirea Românilor ca fiind o forță de destabilizare a situației în Republica Moldova, că Alianța pentru Unirea Românilor în România este un partid suveranist, dar care este alimentat de Moscova, sunt lucruri foarte grave. Eu aș crede că
trebuie să fim foarte atenți în aprecieri. Fără dovezi, acestea sunt aprecieri grave și după noi, imposibile pentru conducătorii celui de-al doilea stat românesc, care cu certitudine au și pașaport și cetățenie românească, care cu certitudine știu că Alianța pentru Unirea Românilor în România nu este interzis, nu este indizerabil, care cu certitudine cunosc că George Simion este liderul celui mai mare partid de opoziție, care astăzi se plasează, dacă nu pe primul, atunci pe al doilea loc, în speranțele de vot a românilor. Cu certitudine acești conducători își dau bine seama că într-o formulă sau alta acest partid va conduce cu România în următorii 4 ani. Cum o să se privească aceste declarații atunci din partea conducătorilor de la Chișinău? Din aceste considerente, dar și din considerentul că mai mare păcat al lui George Simion decât lupta pentru unirea Basarabiei cu țara mamă, nu este altceva. Deci George Simion, repet, nu are alt păcat decât faptul că de la 17 ani luptă pentru reîntregirea țării. Și atunci când forțele proruse de la Chișinău, comuniste, l-au interzis, era logic și de înțeles. Chiar te simțeai mândru că faci parte dintr-un partid indizerabil pentru comuniști. Ori astăzi, când avem o conducere pro-europeană, păstrarea acestei interdicții este încălcarea tuturor normelor logicii. De cât am spus data trecută și repet, logica poate fi una singură. Înțelegerea între guvernanții de la București cu cei de la Chișinău pentru a nu permite creșterea aurului în România, în diaspora, să susțină această teză absolut nefondată. Reieșind din această situație, noi neapărat o să cerem explicații de la organele de resort din Republica Moldova, în ce bază sunt făcute aceste învinuiri și în ce bază liderul nostru este interzis în Republica Moldova. Eu aș vrea să cred că pe lângă declarațiile de dorință mare de a intra în familia europeană, în UE, conducătorii de la Chișinău învață și democrația de la țările UE. Pentru că România poate servi drept un exemplu, Parlamentul României poate servi drept un exemplu de democrație europeană, unde față de opoziție este o atitudine absolut civilizată, dar se folosesc, după cum vedeți astăzi, toate metodele pentru a nu permite Alianței pentru Unirea Românilor de a ajunge de unii singuri la guvernare, de a lua cota de mai mult de 50% și de a guverna țara. Dar vreau să vă încredințez pe toți cei care mă ascultați și în special celor care m-am adresat mai sus. Cu cât mai mult o să ne bateți, cu atât mai tare o să fim în dorința noastră de a uni aceste două state românești, de a aduce acasă Basarabia rătăcită. Unirea face puterea. Unirea face puterea și pentru Republica Moldova, și pentru România. Vă mulțumesc și ofer microfonul colegii mele, doamnei Pascal. Da, mai întâi mulțumim, domnul președinte, pentru urările frumoase pentru Ziua Mamelor. Eu am să vă zic doar atât. Dacă George Simion mâine trece prutul,
piața mare a adunării naționale nu va fi încăpătoare și se va cere în unison ca și în 1989 unirea. Acesta este frica stataliștilor de la Chișinău. Aceasta este frica PSD-iștilor de la București. Să nu se înfăptuiască unirea, să nu creăm o Românie mare și prosperă. Pentru că acolo unde este putere, nu se poate de furat, nu se poate de ciopârțit, nu-ți poți face interese personale. George Simion este interzis în Republica Moldova și o declar de toată responsabilitatea mea ca avocat pentru că deranjează. Dar deranjează pentru că luptă pentru unire. Unirea, dragii mei, vreau să înțelegeți că înseamnă viață decentă, pensii și salarii la nivel european, democrație, libertate și hoți la pușcărie. Da, noi înțelegem actuala guvernare ca și ceilalți precedenți nu vor să-și piardă fotoliile călduțe, salariile de peste sute de mii de lei, să-și piardă afacerile care le aduc miliarde de bani murdari. Dar noi am pledat și vom pleda pentru unire. Suntem solidari cu George Simion și vom continua această luptă. Am venit în fața dumneavoastră întotdeauna și v-am spus adevărul și v-am îndemnat. Analizați ceea ce vă vorbim și cu propria dumneavoastră conștiință trageți concluziile. Asta vă cer și astăzi. Despre ce va fi vorba astăzi, vă zic. Am analizat concluziile mai multor personalități notorii din România care au monitorizat activitatea lui George Simion. Și au ajuns și ei la concluzia că George Simion este interzis în Republica Moldova pentru unionism. Pentru aceea că datorită lui, aici, pe această palmă de pământ, nu poate să se realizeze așa sloganul cum ar fi mișcarea națiunea civică moldovenească, dar dăinuie flacăra românismului. Și au stabilit care sunt acele activități care tulbură liniștea stataliștilor de la Chișinău. Am să vă citesc, permisiunea dumneavoastră, pentru că sunt multe, le-am selectat cele mai importante și nu aș vrea să omit niciuna din ele. 2006. Lansează sloganul Basarabia e România. Sloganul a fost scris cu litere uriașe în toate teritoriile României mari. Și astăzi le vedem oriunde. România este Basarabia, Basarabia e România. 2011. Înființează platforma unionistă Acțiunea 2012, compusă din 30 de organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă care militează pentru reunirea Basarabiei cu România. La Chișinău. În acest an dă startul dedicat activităților zilei de 27 martie, ziua unirii Basarabiei cu România, unde participă sute de oameni și depun jurământ de credință în fața ambasadei, având sau nu cetățenie română. A condus 10.000 de oameni în cadrul unui marș la Chișinău. A lansat în Republica Moldova campaniile 10 motive pentru unire, suntem români. Tot în 2011 a declarat simbolic ziua de 16 mai, zi de doliu. Zi de doliu pentru Basarabia atunci când Imperiul Rus a rupt-o din sânul mamei. La 16 mai 2012, la 200 de ani de la această rupere, organizează un marș al unioniștilor, unde participă peste 7.000 de participanți. În 2012, tot în acest an, propune ca la alegerile parlamentare din România să semneze pactul pentru Basarabia. Inițiază la București, la Alba Iulia și la Chișinău, evenimente pentru a marca ziua de 1 decembrie și 27 martie. Astăzi, aceste zile în România sunt zile naționale, nu și în Republica Moldova. Și aici vreau să vă zic un lucru care, de fapt, trebuia să zic încă din anul trecut, când 1 decembrie 2023, Alianța pentru Unirea Românilor a dus la Alba Iulia 140 de persoane, dintre care 72 de copii din familii social vulnerabile. Din cei 70 de oameni maturi, jumătate din ei erau profesori de istorie, limbă română, geografie, care au lecrimat când au călcat în Alba Iulia. Și ne-au zis că este pentru prima dată în viața lor când văd cetatea Alba Iulia. Deci nu vreau să vă zic ce fior a trecut în sufletele noastre, noi cei care ne-am cutreierat țara, ce înseamnă să fii profesor de istorie și să nu ajungi la Putna, la Suceava, Bucovina sau cetatea Alba Iulia sau cetatea lui Ștefan cel Mare. E dureros. Pentru aceste motive George Simion este
persoană non-grata în Republica Moldova, pentru că trezește simțul românesc. În 2013 a organizat în Parlamentul României dezbaterea 27 martie 1918. În 2014 inițiază campania Vorbesc Românește, deci sunt român, lansează grupul Prietenii Unirii, în care invită peste 100 de parlamentari. 2015-2018 organizează campania Aducem Basarabia Acasă, proiectul Trimite o carte peste Prut, campania Fără pașaport în Basarabia, forumul jurnaliștilor din România și Republica Moldova, primul congres pentru reîntregirea neamului petrecut la Iași. 2016 lansează proiectul Unirea TV, primul program de televiziune român 10 TV care trece Prutul. Astăzi este fără licență. A lansat programul Cunoașteți Țara. Peste 100.000 de basarabeni au pășit pentru prima dată peste Prut. Pentru prima dată și-au văzut țara mare, frumoasă și cu tradiții strămoșești. A dat startul înfrățirilor în localitățile din Republica Moldova, iar în rezultat a apărut legea cu finanțarea reciprocă. La Iași organizează Liga Aleșilor Unioniști, unde sunt adunați primari din România și din Republica Moldova. În 2017 înființează Alianța pentru Centenar. În 2018 a propus modificarea Constituției pentru a aduce acasă Basarabia și colectează 1.000.000 de semnături pentru unire. Organizează la 27 martie 2018 Marșul Centenarului, unde în Chișinău participă peste 100.000 de unioniști. Marșul Centenar, inițiat la Alba Iulia, finalizat la Chișinău, unde s-a parcurs pe jos cu flacăra Unirii 1300 de kilometri, traversându-se munții Carpați în trei zone diferite. 5 mai 2021 formează Alianța pentru Unirea Românilor ca filială în Basarabia. Pentru aceste lucruri, George Simeone este interzis. Ar fi multe încă să vă zic, dar am să reiterez câteva din activitățile ca lider de partid. Este primul lider de partid și primul partid cu echipa sa care a dat posibilitate basarabenilor să candideze și să obțină fotolii de deputați și senatori în Parlamentul României. Nimeni nu a mai făcut. Este primul lider de partid care și-a pus prima sarcină în statut, reunificarea cu România. Este primul lider de partid care a inițiat platforma de merit, unde se selectează cei mai buni specialiști pentru a guverna România. Este primul partid și primul lider care nu a folosit niciun leu din subvenția de stat, restituind acești bani către români prin diverse activități. Este partidul, este liderul, este echipa care au inițiat caravana medicală, caravana juridică, unde specialiștii și fără apartenență politică acordă consultații în domeniile speciale pentru cetățenii nevoiași. Aș putea continua la infinit. Sunt multe de spus. Dar o mică paranteză. Între timp cât George Simeone este interzis la Chișinău, stataliștii de la Chișinău au vândut 66% din fabrica Bucuria către ruși. Mențin și astăzi trei posturi de televiziune cu cea mai mare influență în Republica Moldova, fondatori fiind cetățenii a Federației Ruse. Au adoptat la 16 martie 2023 un regulament a Consiliului Local în care obligă traducerea în limba rusă a actelor administrative. Fac jocul Transnistriei, fac afaceri cu Transnistria, eliberează licențe pentru Râbnița. Și aș putea continua la infinit, dar mi-ar trebui o reînșiri. Dumneavoastră, vă rog, puneți pe cântar activitățile George Simeon pentru Basarabia și ceea ce fac stataliștii din Republica Moldova și decideți dumneavoastră cine este pro-Moscova, cine este putinist, cine este extremist. Pentru aceste activități eu nu voi ofensa. Dacă să mă apăr familia, credința, tradiția și națiunea românească, să mi se spună putinistă. Aceste patru valori le apărăm și vom continua. Și vreau să vă îndemn să veniți lângă noi. Am să închei această conferință cu niște versuri de suflet a președintelui nostru, George Simeon. Sper să nu se supere că îl citez. Și am să închei această conferință cu aceste patru rânduri. Nu-s vinovat față de țara mea, nu-s vinovat că am îndrăjit șacalii și că am strigat cu sufletul durut
că nu dau un ceahlău pe toți uralei și că uresc hotarul de la Prut. Și încă în încheiere, după ce am auzit această pledorie frumoasă a doamnei Pascal, cu adevărat în calitate de avocat și membru Alianței pentru Unirea Românilor, concluzia este una. Cine astăzi lovește în George, lovește în idealul național a reîntregirii țării. Acest lucru să țineți minte. La revedere, pe curând!